evitați să separați părul cu clipsuri, să faceți pierderea, după care veți veni, practic, cu partea de top care este mai lungă și o să se creeze o diferență. Pierderea o faceți bine, dar trebuie să reluați, să faceți legătura între cel lung și cel scurt. Deci, practic, munciți de două ori. Și sunt cazuri când e foarte scurt aici, acesta e foarte mare și nu mai puteți face trecerea naturală.